Noi mai jucăm cu fostele Gloria, da, pentru cauze nobile, da, pentru frumos, copii, pentru bolnavi. Cu Naționala? Când? Tu ești membru fondator sau ai găsit pe ăștia bătrâni, dar nu era chiar... Nu era chiar la învergura, nu era pe plan internațional. Era pe plan național, se jucau, era Dan Spătaru, Dumnezeu să-l odihnească, era și Cristi Vinculescu de la Iris, la început se făceau... Stai, paranteză, nu mă înjura. E adevărat asta că te-au vrut să te ia la compact? Da, da. Când a plecat? Eu cântam rock în 84, la liceu, eram Dar de ce zicea la formația aia 6200 sau ce era Am aia? Fost și la cot 6200, era formația de rock a facultății de și metalurgie. Și de ce 6200? Păi cot 6200 era codul Galațiului. Când trimiteai o scrisoare, scria codul Galațiului. 6200, cod 6200. Și pe perioada facultății am activat la cot 6200, am câștigat multe premii, cum era festivalul studențești, unde m-am întâlnit cu cei de la Divertis, acolo am cunoscut pe mulți. Mulți, de acolo au plecat mulți, știi, și de la festivalurile studențești, unde se spuneau foarte multe, și toate se spuneau foarte multe chestii, finuțe și luteciști și veneau gabure și erau tot cu ochii să vadă ce mai spui ceva Dănea Nicu, să Da, și era frumos, căci că era un pictor care picta tablouri și zice, domne, am găsit să, să combin niște culori, dar n-am găsit culoarea untului. Frumos. Și după aceea și-am urcat la etajul 2 la Căminul de Fete și am văzut un tablou mare, cum erau tablou cu Ceaușescu. Și toată lumea consternată în sală și el și cite tablou electric. Era Ghiuri Pascu ăsta, Dumnezeu să-l odihnească. Doamne, dar nu pot să uit. N-ai fost coleg la Națională cu el? N-a venit și el și a jucat un pic? A jucat câteva meciuri și nu juca rău, nu juca rău deloc. Era mic și se ducea ca o zvârlugă. Am jucat și noi am venit, eu cu Temișan, am venit în 92, când a fost primul meci cu Italia. Cu Italia. Dar eu nu am jucat în meciul cu Italia. Nu că de-aia au pierdut ai noștri, dar n-am jucat. Am venit după meciul ăla. Temișan a venit înaintea mea, după aia a venit, era Gheorghe Gheorghiu și cu domnul Mihai Lazăr, care îl știi, acum, pe care îl știi și tu, președintele naționale noastre. Și am jucat, ne-au văzut, ne-au oprit și în scurt timp am devenit capitanul echipei. Că fusese un fotbalist profesionist deci la nivel de junior. Deci tu ai vreo 30 de ani și, la, și aici. 92. Da, bine, numai câțiva ani la început am jucat profesionist, după care mi-a plăcut mult muzica și... Da. După aia am aflat care a fost și drumul lui Julio Iglesias și am zis, ce se mână cu să am și admiratorile pe care le are Julio. Dar, Doamne ferește, îți trebuiau accidentare, n-ai avut. N-am avut așa grave, nu. Ieri am avut o întindere de ligamente și mulțumesc medicului kinetoterapeut Ion Olteanu, Nelu Olteanu de la Steaua. Dar voi chiar vă duceți ca lumea. Da, și mă... Vă duceți și pentru repriza a treia sau chiar jucați fotbal? Nu, am văzut chiar niște poze după aia și niște la... prieteni să joace cu noi. Cum joacă filmele astea, topul filmelor. Da. Când au văzut cum se joacă, a zis, frate, noi nu mai venim. Păi noi am fost săptămâna trecută, a fost ziua lui Daniel Chiriță. Da, și am fost la Ploiești în 4 la teror, unde s-a jucat cu Florin Cernat, cu Marica. Da. Ieri a fost aici Cernat, Florin. Deci vă spun că se joacă, nu? Păi de-aia ni și acceptă pe noi. Că au cu cine să joace și noi îi respectăm. Noi nu vrem să demonstrăm nimic. Corect. Că suntem artiști. Italia era cu Ramazzotti și cu Gianni Morandi. Da, cu Gianni Morandi, președinte de onoare. Ramazzotti joacă foarte bine. Da. Gianni Morandi, președinte de onoare. Da, Berto, toți ăștia mari. Și n-ai jucat atunci? N-am jucat atunci, după care am prins. Ei mai prins odată. Păi mi-am luat revanșa în 2014, la Moscova cu golul despre care ți-am povestit. Campion mondial acolo? De 3 ori. Și 2 titluri de vice-campion, da. Și după care rușii nu ne-au mai invitat pentru că în anul centenarului au vrut să cadă la un troc cu noi. Ei organizau campionatul mondial de fotbal la mare. Da. Și au spus, dacă tot organizăm noi și vine Messi, 2018, vine Ronaldo, dar 2018. Hai să facem, un troc, au ajuns în finală cu noi. Și zice, lăsați-ne să câștigăm noi ca să fim... Și Daniel Chiriță a zis, băi, dar și noi avem centenarul, ne așteaptă lumea acasă, ne-a și premiat Viorica Dăncilă când a venit în țară, ne-a dat medalii. Nu putem să... Aoleu, că pica cu 100 de ani. Da, era centenarul. Bravo. Și stai seama, el a zis, hai să jucăm cum, la ce o ieși. Nici noi n-am tras prea mult, prea tare, ca să-i lăsăm și să ajungem. Hai și cel mai corect să ajungem la penalti. Știi? Și am zis, bă, la penalti e loterie, nu poți să ne mai apuci, că n-am vrut noi. Să aruncă la stânga sau în dreapta. Și vine Davudov, care era portarul lor, care era și președinte la ei. Eu vreau să spun că a jucat și Medvedev, că jucau și politicieni. Da, da? Da, am să-ți povestesc o fază cu 12 iunie, care este ziua mea de naștere de naibos. Medvedev a jucat, Medvedev, da? Mai jucau și politicieni, ca să, să ei facă ceva o frumos, propagandă bună, mai ales că era anul organizării campionatului mondial oficial, la mare. Și trebuia să vie, era și Putin probleme, în tribună. Existau probleme cu... Așa. Da. Și jucau și politicieni, ca să lumea, să aplaude, să facă ce frumos, nu știu. Și
Mușca la penalti și Davido vine și ne spune nouă lui Chiriță. Chiriță! Chiriță jucând la Zenit. La Zenit. Pe Texcur știa limba rusă. Da. Și vorbea cu Schumacher, Schumacher joacă la noi. Da. Și spune, eu să mă arunc în dreapta, că acolo îmi place mie, acolo să mi le dați. Zice, da. Și numai eu dat în dreapta Chiriță și cu Schumacher că au înțeles limba rusă. Restul nu. Și am bătut și de atunci s-au supărat rău pe noi. Și la revedere. Nu ne mai invită. Pe bune. Și spus, s-au supărat pe noi că a zis că suntem fără onoare. Adică noi dacă ne-am apărat onoarea, suntem fără onoare. Da. Asta e paradoxul, știi? Da, deci n-am scăpat de ei. Fii atent că tăi ce o povestesc eu. Terenul Locomotiv Moscova. Meci cu Brazilia, finala de, din 2013, mi se pare. Pe teren, noi cu Brazilia, îți dai seama. Nepotul lui Zico, numai de ăștia. Mingicar, băieți, mingicar, nici nu trebuia să... Știi că ei au venit da, pe blat da, acolo, da, că da, nu erau da, artiști. Da, da, știu. De ei ca să nu ne păcăleau, adică credeau ei că ne păcăleau da. Și camaraștii care fițelul nostru de presă da. Și știe tot, e da, seriistul nostru, camarad, zice, bă, da, noi, eu v-am căutat, pe așa că trebuia să ce? Postez activitatea de artist. Și puseseră cântau ceva și cu negativ în spate la da, mișto, nu, unu, ceva era, unu, da. Ci că noi jucăm în telenovele, cum era Brazilia, că ce jucați, să de că nu ne spun, unul trântea o portieră, atâta tot. Care era cel mai bun de la el. Asta era nepotul lui Zico. Și trântea o portieră, da. Da. Și zic, păi am jucat. Păi ce jucam? Am trântit o portieră. Făcut de ei cu Sidiu, da. Măsulit. Mă rog, n-am mai contat. Că a zis, lasă-mă, să... noi n-am contestat. Ha, că a zis, să jucăm, mă, să jucăm, că am venit până aici să jucăm și voi ați străbătut atâția kilometri să... Da. Așa, hai jucăm. Păi și jucăm. Și la un moment dat, era pe 12 iunie și era ziua mea de naștere. La un moment dat vine Putin în tribune, era finala, se ridică toată populația și încep să cânte Happy birthday to you, la care bă. Temișan vine și spune, băi, nu știi nimic, am aranjat eu, îți cântă tot stadionul, inclusiv președintele îți cântă la mulți ani. Băi, ești nebun, da-mă pentru tine, s-a oprit meciul. Și toți, happy birthday, dar niciunul nu s-a uitat la mine. Da. Păi zic, e ziua mea, e happy birthday. Toți acolo s-au uitat. Da. Și eu am căzut în genunchi de emoție și... Da, și Temișan băia bun. Și am căzut în genunchi de emoție și am spus unea să mă filmeze pe mine și pe tot stadionul. Cum, și să le dau părinților mei să vadă cum mă iubește pe mine în Rusia. Și ce, păi, de... Și după aia aflu de la Crainic că era și ziua națională a Rusiei. E ziua națională, 12 iunie. Și toți și cântau pentru ei. Happy birthday, Putin! Și asta te ziceam, băi, vezi că pentru tine. Și eu zic, mamă, mulțumesc frumos, fratele. Doamne, doamne. Bună rău asta. Stai seama, și până la urmă, ca să o repare bă, puțin, da. Azi la pauză, number 9, striker, Adrian Enache, Romanian, happy birthday. Și mi-au cântat și mie până la urmă. Adică să nu fiu cu gust. Dar asta a fost partea. Eu, neștiind, până da. La acea oră, da. Că 12 iunie este și ziua națională. Dar astea sunt amintiri pe care n-ai cum. Frumusețe. Rău asta. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.